jălea de la pisul... Deci am zis că se poate, încă nu e târziu. Da? Se poate face. Păi și asta e promisiune? Nu putem garanta că poți să faci de la început. Când ajungi, consider că în primul an de mandat, când ai ajuns, trebuie să vezi care e situația clară, situația financiară a primării, până la urmă. Da, dar e o să o dorință de a schimba. Bineînțeles că este o dorință de a schimba. Jalea de acolo? Pentru că vă spun că e jalea. Nu există curent, nu există televizare. Oamenii care au investit, am un prieten din Craiova care a făcut pensiune și a pus la vânzare. Și sunt mulți care renunță la concesiuni sau au clădiri și le-au scos la vânzare pentru că nu s-a amenajat drumul. Acesta e principalul obiectiv. Zicem că avem stațiune montană, făcut deschid. Mare lucru, ați făcut dar iarna este drum închis. Ați făcut dumneavoastră o firmă de fier forjat și ați luat Uniunii Europene banii pentru utilajele astea și nu luați banii pentru drum? Acum, în următorul mandat, ca să putem să luăm banii pentru drum, nu știu dacă vor fi fonduri pentru drumuri, dar vor fi fonduri pentru mediu. Și ca să putem să eliminăm poluarea cu particule de praf, trebuie să aplicăm îmbrăcăminți asfaltice și străzilor neasfaltate. Străzilor care... Bună! Se poate... Și oamenii de la Corezu știu că aveți de gând să faceți asta? Sper să știe. O să facem un plan public. Bun. Dar foștii primari știau asta? Nu știu. Dacă știau asta. Dar pe mediu se vor da foarte mulți bani și asta e alternativa. Ce știi că n-au făcut? Prin abordarea mediu. Și au ratat una dintre cele mai frumoase stațiuni din România. Trebuie să fie perlă. Și să îmbinăm mediu cu plăcutul și cu construcțiile, putem și iluminatul stradal până acolo, să fie stil cu panou fotovoltaic, cu celulă fotovoltaică. Bine. Și nu e... Peste acea variantă, sigur, se aprobă fonduri europene. Asta nu e un vis. Nu, este chiar ceva ce poate fi realizabil. Trebuie doar să știi și să ai o viziune și să... Da, oamenilor din Horezu, oamenii din Horezu sunt conștienți cât de mult se va schimba viața lor dacă cineva își va pune toată clar viziunea, inteligența și bunăvoința într-un proiect generos cum e ăsta? Asta rămâne de văzut. Ce să zicem? Noi, eu sper că da. Da, că vor crește veniturile lor. Nu văd ca Horezul să fie o zonă industrială, nu? Va fi în, viitorul apropiat. Că viața lor va fi mai frumoasă. Nici nu mai este o zonă industrială. Noi trebuie să ne bazăm în primul rând pe turist. Atragerea turistului să cheltuiască cât mai mulți bani în zona noastră. Sigur. Și asta, fiecare gospodărie din acel arealul ăsta numit Horezu și comunele învecinate ar putea să prospere. Oamenii ar trebui să fie conștienți. Toate zonele de cazare, toate spațiile de cazare ar fi pline în toată perioada ieri. Păi și atunci de ce să facem? Și perioada de vară ar fi. Vă întreb și pe dumneavoastră, că ne-am întâlnit zis să-l întreb pe domnul Sărdărescu. De ce să facem mici fabricuțe la Horezu și să nu investim la acolo? Nu știu, cele mici fabricuțe câte sunt? S-au făcut una de încălțăminte? Nu știu. Dânsul vorbea de câteva mici. Eu văd o mare problemă cu forța de muncă la micile fabricuțe, cum are la Vâlcea Paurecea. Paurecea vine și au oameni inclusiv pe la Alunu, pe Reșiți, au autocare Marița, deci, dacă la Vâlcea e problemă cu forța de muncă, la aceeași problemă ar fi și aici localizată. Iau oameni, îi aduc din județele Dol și Gorj. Da, asta e o forță de muncă. Da, dar lângă rând cu Vâlcea, da, unde s-a închis mare parte din Orchim. Și la Horezu? Păi bănuiesc că ar fi aceeași problemă. Păi de ce? Care e explicația? Mult, din populația tânără, foarte mulți au plecat din zonă. Mă gândesc în generația mea, care am terminat, cred că suntem maxim 10 persoane care am rămas. Din câți? Din 100. Cam atât, cred. 10% este foarte mic procentul. Și ceilalți câștigă mai bine în străinătate? Mulți au rămas pe București, Timișoara. Asta și e mari, unde ai un alt nivel de viață. O calitate a vieții mai ridicată. În Horezul nu ai cinematograf unde să mergi, nu ai un teatru unde să mergi, nu ai o zonă de distracție, nu ai... Păi tu ce să faci, tineretul? Și nu vi se fac toate astea puncte din programul viitorului primar?
Ba da, chiar sunt. Mai mult de tot ce? Mai mult de tot ce fabrică? Mai mult de tot ce stradă, centru, ce vreți? La Vaideni am văzut niște persoane care dețin o pensiune, vis-a-vis au făcut o zonă de cățărături, tiroliană. Și e plin efectiv acolo. E plin, deci un spațiu foarte mic, acum două săptămâni, au parcat de cel puțin 40 de mașini, stătea lumea la coadă ca să intre, că nu aveau loc. Cât credeți că este o investiție? Cât de mare poate să fie? De noi nu putem să facem păi așa ceva cât de mare aici la noi. Cât de mare trebuie să fie prostia românească și să nu se orienteze spre ceea ce vor oamenii care sunt nevoiți să plece să găsească fericirea în altă parte. Da. Noi avem o zonă cu un potențial uriaș, să știți. Și cât de mare trebuie să, cât de obtus să fii ca administrator local, să nu mergi în direcția interesului imediat al oamenilor. Să nu uitați asta, că discuțiile astea. În primul rând, când ne asumăm... Probabil și vârsta fiecăruia. Da. Poate da, fiecare gândește ce își dorește pentru el sau pentru cei de generația lui. Noi ne gândim ce, poate mai mult pentru generația noastră și pentru cei care au plecat și nu s-au mai întors aici. Ca să prospere orașul, trebuie să rămână și tineret în zonă, altfel nu va prospera. Dar știți că aia care sunt plecați de aici, pe care îi întrebați, dom'le, dar voi unde, de unde sunteți? Aia spun cu mândrie, sunt din Horezul, din Vaideni, din România. Și concediile și le fac aici. Deci vin să cheltească banii. Și vin să și moară, că e mai dulce moartea acasă decât aia din străinătate, în ciuda banilor, caselor, carierelor. Și atunci de ce pleacă oamenii? Pleacă oamenii pentru bani, dar nu neapărat. De exemplu, noi putem trăi, avem dovada că putem trăi normal, decent, și aici, în orașul acesta. Și fără să fii din familie, să fim, cu bani sau să fi avut ceva... Fără să facem ceva extraordinar, adică... Păi da, pentru că în asta constă, să zic, unicitatea dumneavoastră, că ați performat într-un oraș mic în care nimeni nu vă dădea nicio șansă. Și eu garantez că veniturile dumneavoastră, ca șef de firmă de construcții și avocat, sunt mult mai mari decât media națională. Eu pot garanta asta. De ce? Tocmai datorită acestui curaj de a asuma acest deșert numit Horezul, în cazul nostru, în care ați hotărât să trăiți în loc de București, în loc de Cluj, în loc de Timișoara, în loc de Paris, în loc de Paris, nu? Da. Datorită Doamnei, desigur, Doamne lor. Nu era Paris. De ce să exagerăm? Era Grenoble sau ceva. Grenoble e la fel ca Parisul. Franța e la fel de frumos oriunde. Nu era Valea Loire. Lăsați-mă, că nu mai vreau să mi-am Măreția Franței e aceeași peste tot. Da. Ok. Eu zic că merita să stați un an, 2, 4, 5, cât am stat eu în Franța, cu Domnul. Singur, n-a fost o fericire nici pentru mine. Ca să închidem definitiv capitolul Franța. Mai bine cum ați făcut dumneavoastră. Dar aș vrea să mă întorc la Horezul și la mentalități. Horezul există pe harta lumii pentru că cineva, la un moment dat, a început să dea lutului o formă nu numai practică utilă a vaselor de bucătărie, ci și valoarea artistică. Da. Adică a pus niște râulețe pe, de culoare pe lutul ăla și după aia a pus o ștampilă, care întâmplător este un cocoș, da? Care seamănă cu cocoșul, că nimeni nu știe de unde vine, este posibil ca noi să facem ca popor parte din aceeași cultură unde cocoșul era, din punct de vedere simbolic, la fel de puternic. Și la noi și la francezi. Este posibil. Cum cerții vorbesc o limbă extrem din nordul Franței, din Normandie, extrem de asemănătoare limbii române. Nu știm asta. Știm doar că avem cocoșul pe vasele de Horezul. V-ați gândit vreodată, totuși, că sub pecetea asta a cocoșului de Horezul se poate trăi bine, mersi, adică se poate face
expanda conceptul ăsta de cocoș pe un vas de lut la orice. Da, bineînțeles că se poate, dar nu am văzut nimeni o implicare la autorități, nici măcar zona unde se organizează târgul cocoșul de Horezu. Eu de când m-am născut eu... De când eram mic, în fiecare da, de cocoșul de Horezu ploua. Și mic, mult mai devreme. Ploua și mereu era noroi pe, da, pe zona și azi la fel. De la face. Și ziua de azi este la fel. Poate nu s-a schimbat nimic. Asta e tradiția, să mergem prin lut. Da, eu mi-aduc aminte de o bancă. O bancă cu doi viermi, tată și fiu, care notau într-un fluviu de... Într-un fluviu de mizerie, să nu zic altceva. Și fiul îmi spunea, tată, uite ce frumos e pe mare, e soare, sunt flori. Noi de ce nu putem să fim așa? Da și note, fiule. Aici, așa mi-am născut, așa am fost și eu și măta, așa au fost și bunicii tăi. Și așa vei fi și tu. Dați și noată, mai departe. Hai, cred că ar putea fi folosit foarte mult cocoșul de Horez. De exemplu, este o pădure undeva înspre Gorj, pe stânga, unde cineva a vopsit copaci, diferite culori. Da. Foarte multă lume se înghesuie acolo să facă poze. Mă gândesc dacă fațadele blocurilor din zona părăză, când s-au reabilitat în fine, deși nu cred că e făcută prea cu reabilitarea respectivă și ar trebui făcută una ca la carte, dacă pe fațade asta nu am dat... Asta specialist, da, unde vă dăm aici. Dacă nu am dat o simplă culoare, portocaliu sau cum s-a dat atunci, era partidul, dacă am face motive tradiționale de la cocoșul de Horezu pe fațadele blocurilor. Dar fiți spune și toate acele rău, adică valori de ceramică, care să fie apoi lipite în fațade. Da, în fațade. Sunt foarte mulți turiști este... care să vadă. Și în același timp, ai face reabilitare. Țineți minte proiectul ăsta? Țineți minte. Bineînțeles. Până după alegeri. Cum să nu? Idei sunt foarte multe. Ce trebuie să facem? Trebuie niște plăci de 50x50 cu imaginea cocoșului și a vaselor de lut, cu care să ornați o fațadă de jos până sus sau unui bloc. Da, merită asta. Toate blocurile. Eventual, pe niște studenți de la arhitectură, care ar fi fericit să vină la Horezu și să lucreze... Da, prima, arhitectura din oraș, care probabil ar face pentru voluntar. Voluntar. Da, da. Sunt 100% sigură. Deci, vreau să simțiți nevoia ca orașul să fie frumusețat. Da. În primul rând, trebuie frumusețat. Coaforul există la... Sunt destule. Avem unul chiar lângă. Păi și atunci de ce unele femei din Horezu, sau cele mai multe femei pe care am văzut eu în Horezu, umblă necoafate? Acum analogia nu cred că este cea mai potrivită. Noi mizăm pe frumusețarea orașului pentru că primul cu ce vede turistul este cum arată, aspectul. Orașului. Orașului, bineînțeles. Eu, de pildă, mă uit după femeile din oraș când ajung la Paris. Păi, puteți să le întrebați. Înainte de... Și toate femeile, inclus de la 50 de ani în sus în special, sunt extrem de grijite și de rafinate. Dar vorbim și despre altă educație, despre alt nivel de trai. Da. Nu putem compara... Da, aici am adus, la educația asta, de la Horezu. Dar aici nu stăm prea bine, să știți. Păi da, de ce? Haideți, doamnă. Curaj. Să vă dau eu. Doamnă politician, de data asta. Totul pleacă de acasă, de la educația primită acasă. Eu am o mare durere. Am o mare durere de la spălatul pe mâini până la faptul bine că... Bine că a venit pandemia să ne învețe să spălăm pe mâini. Da. Până la... Că, haideți să spunem... Mă gândesc că problema utilităților în mare parte este rezolvată. Adică, mare parte, toată lumea are acces la apă. Da? Că nu este canalizare, au fost septic. Dar există posibilitatea, da? Există. Da. Și totuși, avem o mare problemă cu igiena. Avem o mare problemă cu gunoiul. Nu este admisibil că tot vorbeam de adversarii noștri, că am avut și reprezentanți, chiar avem reprezentanți în Consiliu de la Partidul Ecologic, ecologist per, nu? Da. Român. Da. Și nu. Nu avem colectare selectivă a deșeurilor. Nu avem nici măcar în oraș un loc în care să ți duci plasticele, dacă dorești. Trebuie să sunăm la operatorul de salubritate și vine el și le ia dacă strângem, dacă facem asta ca să fie care. Da.
Deci lipsesc foarte, foarte multe aspecte de bun simț, zic eu, pentru a ne considera un oraș turistic european, din punctul meu de vedere. Din păcate. Însă, pentru asta am intrat în politică, nu? De ce l-ați candidat la primărie? Că eu, sentimentul meu este totul vine din asumarea unui simț critic pe care văd că l-aveți. Tot din cauza mentalității, nu. Din păcate, eu încă simt, chiar și în profesie, chiar și la început de profesie, că noi femeile suntem oarecum discriminate și au o atitudine destul de misogină. Serios? Da, da, vorbesc foarte serios. E Horezul un oraș misogin? Eu zic că da. Domnul Udea. Serios? Cred că n-ar avea șansă o femeie. La mentalitatea actuală din Horez, cred că n-ar avea șansă să iese primar. O întrebare pentru dumneavoastră. Civilizația din Austria, Germania, credeți că s-a impus din bunul simț al oamenilor? Nu, prin lege și prin forță. Prin forță, exact. Da. Numai așa se poate impune și la noi. Păi și cine aplică legea asta? Autoritatea locală. Care nu are curajul să-și o asume, pentru că toată lumea când a ajuns primar gândește, păi, hai să fie și mandatul următor, dacă eu mai impun, nu știu cum, am pierdut voturi. Toată lumea gândește din punct de vedere al voturilor. Toți așa cred că au gândit-o. N-au prea riscat să supere pe nimeni ca să câștige, să rămână, să câștige voturi. Să mai aibă încă un mandat. Încă un mandat, încă două, trei. Adică să se eternizeze la putere. Și mă asta pentru câte mandate te alineați? Deocamdată pentru unul. Dacă fac ce trebuie și simt în stare, merită să merg și pentru următorul, dacă nu, nu. Păi n-ați putea să dați un exemplu, un mandat de cum se face și apoi să vă întoarceți la firma dumneavoastră? Să lăsați pații? Cred că un mandat de 4 ani este destul de scurt pentru un primar. Mai ales pentru noi care, sau pentru cine va ajunge în următorul mandat primar, nu va avea fonduri europene la dispoziție în primii 2 ani, nu va avea nimic. Deocamdată se lucrează la ghidurile pentru o perioadă, zic ei, 2021-2027. Dar până se elaborează ghidurile, vor trece minim 2 ani de zile. Păi să vorbim cu domnii Barna și Cioloș, să vorbesc cu prietenilor din... Păi da, prietenilor fac. Problema e la nivelul național de la noi, cât de repede se fac. Să mandatele primarilor de la 4 ani la 8 ani. Nu neapărat la 8 ani, la 6. Sau la 5. Asta zic. Și la președintele, cum? Primul an de mandat, orice primar ajunge, trebuie să vadă care sunt proiectele în derulare. Trebuie să le finalizeze obligaturile care sunt contractate. Știți care e situația financiară a primăriei? Poate nu ai bani nici măcar de cofinanțări la proiecte și atunci trebuie să vezi de unde faci jos de banii de cofinanțări. Și n-ar trebui să vezi cum lege. Poți să eficientizezi banii. Ca prin lege să-i se impună fostului primar care candidează sau nu pentru un nou mandat să prezinte un audit al activității sale înainte de alegerile următoare? Ba da, ar trebui și plus de asta cred că ar trebui pus ca un deficit bugetar. Cum avem noi, cum se impune la fiecare stat din Uniunea Europeană un deficit bugetar în care să te încadrezi, la fel ar trebui și la fiecare unitate teritorială administrativă. Adică tu, Horezul, ai voie să ai maxim deficit decât să zici că ai bugetul, maxim 3%. Nu poți să zici că ai buget 10 miliarde și patru să cheltui 20 de miliarde. Dacă auditul ăsta e rău, să fie motiv de descalificare? Pentru un al doilea mandat, al treilea? Da. Al patrulea? Dacă nu ai fost în stare într-un mandat să eficientizezi banii... Știți că județul Vâlcea sunt unii primari în numele comune pe care moartea îi va găsi la primărie. Da. Da. Și nimeni din familia lor, din prejur, din instituția lor, copiilor, rudelor, oamenii, amantelor, prietenelor, nimeni nu le spune, fraților, moare acasă patul tău, a trecut vremea ta, stai acasă. Ei se consideră faraonii administrației publice din județul Vâlcea. Mulți primari. Nu, eu consider că dacă tu pe un mandat n-ai reușit să realizezi ce ți-ai propus, asta vă întrebam și eu. Măcar 70% din ce ți-ai propus, că nu poți să realizezi 100% din ce ți-ai propus, că nu știi situația economică, ce va fi. Dar să realizezi mare parte și să eficientizezi până la urmă cheltuirea banului public. Chiar și...
chestie de viziune, de misiune, de asumarea unei misiuni. Da, și ce ai sunt până la capăt. De management. De mai ce? Implicare. Și transparență. Și toate astea se fac împreună cu locuitorii. Da. Cetățeanul este cel mai... este pilonul. El știe ce vrea. Bineînțeles. El știe că nu e ultimul mandat. Din ce am văzut, s-a cam publicat toate hătărârile de consorțiu sunt publicate. Este cât de ce bine? Cu transparența. Iar domnul Sătărescu are o foarte bună relație cu presa. Da. Nu știu dacă ați văzut. Am văzut. Foarte bună relație. Acum depinde cum se mențineți respectiva relație cu presa. Nu face niciun efort financiar. Adică vă garantez că e protocolat că în limita... Fiind primar, bănuiesc că nu trebuie să faci niciun efort financiar. Nu, în limita fondurilor pe care le permite primăria, da. Are contracte de imagine pentru primărie și pentru da. Proiectele ei. No, transparența care sunt extrem de mici. Adică e un zgârcit cu zâmare. Da. Ce nu înțeleg eu, de exemplu, avem Partidul Câștigător, PSD la Horezu. Bun, opoziția, avem PNL, per. De ce PNL-ul, de exemplu, consilierii PNL nu vin cu proiectele lor personale? De ce trebuie să vină doar primarul cu proiectele lui și ceilalți consilieri din opoziție nu vin și ei cu propria lor viziune? Bun, cred că dacă un consilier PNL ar veni cu un proiect viabil, nu cred că ar fi fost respins. Dar ei nu vin cu proiecte, nimeni din opoziție, în general, asta cred, nu doar ultimul mandat, ultimele mandate, nimeni care e în opoziție nu vine cu niciun proiect. Nici ei vin doar să voteze. Nici PSD-ul când era în opoziție nu venea niciun proiect. Păi da, pentru că doar să voteze dacă sunt de acord sau nu sunt de acord cu ce s-a propus de către primar sau de către partidul care era conduce. Dar în general de către primar, să nici consilierii respectivului partid. Poți să-mi dau cu părerea că sunt nu din administrație și de partea cetățenilor. Pentru că nimeni nu face niciun efort, sau în ultimii 30 de ani eu nu le-am văzut, ca să spună că tot ce se face în țara asta este pentru oameni. Da. Și că un partid, cum e PSD sau cum e PNL, când ajunge la putere, încearcă să-și îmbogățească proprii oameni, să-și promoveze proprii oameni, nu valorile românești în general. Păi, și USL-ul era... la fel va rămâne, USL-ul, PSD cu PNL. Da, colegul meu Cătălin crede că astăzi la putere în România este USL. Există o înțelegere secretă între PSD și USL și PNL, adică a USL, împreună cu președintele Iohannis. Eu sunt de acord, am spus-o și după alegeri, după primul tur al alegerilor prezidențiale, am zis că PNL-ul a ajutat PSD-ul să treacă în turul 2. Asta e părerea mea. Și și-a eliminat toți competitorii. Da. Păi da, dar miza acestei țări nu este PSD-ul. Nu, miza acestei țări este cetățenii dezvoltare. Acestei țări, sunt valorile românești, exact, traiul mai bun, mai bun de care vorbea și acum și mai devreme, traiul ăla pe care oamenii ar trebui să regăsească aici, nivelul de trai, și să nu mai plece la București sau Oiurea. Nu, despre asta am vorbit. Da. Ok, dar cum facem să câștige cineva ca 70% din populația orașului Horezu și a comunelor arondate să aibă un salariu, un venit mediu de peste 2000 de euro de familie. Dacă aveam rețeta asta... Totul trebuie să se schimbe de la nivel național. Nu poți să schimbi numai tu în zona asta. Niciodată nu va fi Horezu venit mediu 2000 de euro și restul țării venit mediu de 500 de euro. Este aproape imposibil așa ceva. De aici suntem, dar am fost de acord cu tot ce s-a întâmplat, tot ce am discutat până acum, dar de aici încolo nu mai suntem de acord. Pentru că eu cred că lumea se schimbă cu noi. Se schimbă cu noi, dar dacă de la nivelul central nu vine schimbarea? Nu. Noi suntem aceia care creăm o minune în plan local, astfel încât oamenii să câștige 2000 de euro. Să câștige mai bine, da. 2000 de euro greu. Uitați-vă și la Oradea. S-a dezvoltat foarte mult, dar încă nu este un venit pe familie așa de mare. Așa de mare. Nu, dar e până la 1000 și. Păi, 1000, da. Da, dar vorbim despre Oradea. Da, și? Care? Și de ce să nu vorbești despre Horezu? Oradea are, are atras și turismul, da. Care voi referiți lângă, are și industrie. Are avantajul că e foarte aproape de un area.
Da, sunt mai multe, deci e nu... E foarte ușor să vină o fabrică, să investească ceva în Oradea, că sim, are transportul. La noi se impede pe toată lumea de transport. Dacă nu terminăm niciodată autostrada Pitești-Sibiu, probabil și Dacia va pleca. Cine? Da. Sigur, au și amenințat că de-aia fac și autostrada. Exact. Că bun, o păi da, și acum guvernul Orban ce zice? Că în 2030 se va lucra încă la nu știu care tronsul din autostrada Sibiu-Pitești. Deci dacă noi și peste 10 ani ne vedem că lucrăm încă la ea... Da. Păi știți de ce? Mai țin. Știți de ce? Pentru că acolo sunt bani foarte mulți. Da. Și se fac și copiilor mari. Le trebuie și mai mari. Și trebuie și finanțați. Asta este foarte trist. Păcat. Păcat. Că s-ar putea dezvolta, s-ar putea face mult mai mult. Am vrut doar să vă dau exemplu unor orașe și unor orașele din județul Vâlcea. Unor orașe care practic nu au existat pe harta lumii, cum este orașul Brăzoi, care și-a creat un segment vara de muzică, de cultură, de blues, festival în timpul căruia nivelul de trai al oamenilor din Brăzoi crește de 100 de ori. L-a dat pe festivalul lui, da. Sigur. Pentru că vin foarte mulți în alte localități și cheltuie banii acolo. Păi și atunci, nu e rețeta clară cum se face, hai să facem la noi să vină oamenii asta să vadă e ceva. Mulți oameni, bogați, dorni să cheltuiască banii, dorni să aibă ce cumpăra de la noi. Da, ca să dezvoltă ca să ne crească nouă nivelul atomic. Inclusiv modernizarea zonei centrale și a străzii principale, da? Poți să atragi turiști. Da, plus două, trei care să-i cheltuiască banii. Mai faci un parc de distracție, o zonă de aventură și atunci atragi foarte mulți turiști. Aquapark. Cheltui banii în zonă. Și un mic aeroport ca să... Este pus un derulare pentru... Da, este, chiar este. Păi este și mă credeți că se vor veni copiii noastre din străinătate la Vărezu și vor veni cu rata, cu Dacosul? Nu vor veni cu avionul? Noi păi ne-am bucurat să vină măcar la Vâlcea. Nu avem pretenții măcar să vină la România, să ducă pe coasta de Azur. Sau nu, adică să avem mai aproape. Să avem aeroportul la Vâlcea, nu? Da, măcar. Nu, asta e exclus. Da. Un aerodrom se va putea face, un aerodrom. Am văzut că este pus în derulare. Da. Cine știe care... Și sperăm că se va și implementați. Nu e doar punct pe programul de campanie. Că nu a fost acum pe programul de campanie. Adică ce treci în program trebuie să și te spasă să realizezi. Cum schimbă un aeroport viața unei comunități? Dintr-o dată statutul de țărani nu mai există. Da. Nu nimeni. Noi care avem aeroport și metrou, ar zice unii, și suntem curba civilizației, suntem, da. Nu? Da, dar avem aeroport, frate, Vâlcea n-are. Statutul de țăran ține... Statutul de țăran în sensul... Sunt o categorie de țăran. Da. Apreciativă a lui, muncitor. Pe care îl înregistrăm cu toți, din păcate, nu de țăran ca matrice a unei civilizații românești sfinte. Nu la asta ne referim. Ok, deci, aeroport la Horezu, Ioc. Salariul de 2000, nu. Nu este încă. Vârful Romani, de vânzare. Cam asta este situația. Situația actuală, da. Și femeile de la Horezul necoafate. Asta e observația dumneavoastră. Eu nu am pentru alte femei. Bine faceți că... Ce dracu' ce să fac. Nu că nu aveți nevoie. Da. Eu zic să ne oprim aici. Noi vă mulțumim foarte mult. Să ne oprim aici, pentru că deja e scandalos ce spunem. Și eu vă urez succes să ne alegeți. Să fie constructiv. Să vă fie familia trainică. Vă mulțumim. Și vă invit să reveniți la Curierul de Râmnic, pentru că schimbarea unei mentalități nu se face printr-o discuție între prieteni, cum am avut-o noi astăzi, se face, cum ziceați, prin forță. Și oamenilor trebuie... Ne simțiți mai bine ca mine. Eu sunt la apusul carierei, dar vă doresc ca dumneavoastră și vă să aveți cruzimea de a impune tuturor. Pentru că nu vin
pentru 10 mandate o să fac bune, bune. Da. Prefer un mandat și bun decât 10 fii proaste. Doamne, ce ziceți? Câștigă? Eu o să-ți susțin. Șansele noastre reale, nu știu ce să zic, s-au anunțat mai mulți candidați. Așa. Mi se pare foarte, nu știu, mi se pare se va dispersa votul și... Da, se va dispersa votul și sunt șanse. De ce să zic că nu? Sunt șanse. Însă eu sunt convinsă că și dacă va rămâne doar consilier, își va face o treabă bună acolo. Și oamenii vor vedea, da? Vor vedea că este capabil și va avea șanse sigure la următorul mandat. Asta e varianta optimistă. Optimistă, da. Eu îmi doresc să câștige de acum. Și să vă spun de ce. România nu mai are timp. Mâine cu mâine veți ieși și dumneavoastră la pensie ca noi doi. N-aș vrea să fie prea târziu schimbarea și nici n-aș vrea să fie foarte îndepărtată de matricea spirituală în care ne-am născut și în care trăim. Dar, totuși, 2000 de euro pe lună de familie nu e un target prea mare. Nu. Nu este, da. Dați-o acolo. Adică șase, eu zic că și undeva în jur de 6.000-7.000 de lei pe familie este un trai decent în zona noastră. Nu, eu nu vreau un trai decent. Vreau ca oamenii din Horezul și din general din România să trăiască foarte așa, bine. Ar fi bine să trăiască să câștige 100 de milioane pe lună. Și femeile din Horezul să se coafeze la două zile. Ar fi ideal. Și să fie frumos și mai mare dragul să revină orașul ăsta. Și noi sperăm. Da. Și se poate? Chiar da. Ne dorim asta. Și... Să ne oprim aici. Da. Deși oamenii își doresc același lucru. Cred. Sper. Vă mulțumim.